Bine v-am regăsit la știri. Cetățile dacice din Munții Orăștiei au fost vizitate în această săptămână de Comisia Parlamentară pentru Relația cu UNESCO. După vizitarea monumentelor istorice din Munții Orăștiei, membrii delegației au precizat că vor urgenta demersurile prin care și celelalte cetăți dacice să fie preluate în administrare de către Consiliul Județean. De aproape 2 ani, Consiliul Județean Hunedoara a solicitat Guvernului României preluarea în administrare a cetăților dacice după modelul de succes Sarmizegetu-Saregia. Până în prezent, demersurile autorităților județene s-au lovit de dezinteresul reprezentanților statului român. Situația se va schimba potrivit declarațiilor făcute la sediul Consiliului Județean Hunedoara de parlamentari. O parte din membrii Comisiei UNESCO s-au deplasat la Deva, s-au deplasat aici pentru a vedea situația în teren privind cetățile dacice. Pe un proiect comun cu Consiliul Județean, am văzut despre ce este vorba, am văzut ce înseamnă ca o cetate să fie administrată de cineva și altele să nu fie administrate de nimeni. Vom face toate demersurile și vom sprijini demersul deja făcut de Consiliul Județean de a prelua în administrare și celelalte cetăți care astăzi sunt ale nimănui. Prin poziția de până acum a Ministerului Culturii, cred că am avut o problemă la nivel național. Ori Comisia a conștientizat valoare și interes național privind punerea în valoare a cetăților. Primul pas necesar e darea în administrare a întregului sit arheologic, toate cetățile de pe perimetrul județului Hunedoara. Vladimir Brilinski, administratorul sitului UNESCO Sarmizegetu-Saregia, le-a fost ghid parlamentarilor pe traseul cetăților dacice Sarmizegetusa și Costești. Am credința că toate inițiativele care vor pleca din partea Consiliului Județean vor avea acolo un suport în legislativul României, vor avea un suport solid, consistent și se vor rezolva anumite probleme care ne împiedică acum la o bună administrare. Anul trecut, Consiliul Județean Hunedoara a solicitat Ministerului Culturii preluarea în administrare a siturilor arheologice Costești, Blidaru, Piatra Roșie și Bănița. Monumentele istorice vechi de 2 milenii fac parte din ansamblul cetăților antice, aflat în patrimoniul UNESCO, alături de cetatea Sarmizegetu-Saregia și de cetatea Căpâlna din județul Hunedoara. În urmă cu 2 ani, Consiliul Județean Hunedoara a preluat situl Sarmizegetu-Saregia de la statul român. Averea președintelui suspendat al Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, rămâne sub sechestru. Magistrații Tribunalului Hunedoara, care au analizat contestația depusă de Mircea Moloț, au respins solicitarea acestuia. Pe de altă parte, conform soluției pronunțate de Tribunalul Hunedoara, va fi sesizată Curtea Constituțională cu privire la excepția invocată de Moloț în acest dosar. Dosarul înregistrat la Tribunalul Hunedoara a avut termen în data de 14 mai, dar magistrații au amânat cu o zi pronunțarea. Potrivit legii, procurorii anticorupție au dispus sechestrarea tuturor bunurilor mobile și imobile ale lui Mircea Moloț, pentru ca, în cazul în care acesta va fi găsit vinovat, prejudiciul calculat să poată fi recuperat. În același dosar cu Mircea Moloț mai sunt cercetați și vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Tiberiu Balint, precum și oamenii de afaceri Vasile Axinte, Emanuel Milică Pup și Roberto Venter. În cazul lui Balint, instanța a admis în parte solicitarea depusă de acesta, care a reclamat faptul că procurorii au pus sub sechestru apartamentul pe care acesta îl deține din 2004 împreună cu soția sa, însă celelalte bunuri mobile și imobile rămân sub sechestru. În cazul oamenilor de afaceri implicați în acest dosar, instanța a decis menținerea sechestrului. În prezent, fumatul este interzis doar în instituțiile publice, nu și în spațiile publice care sunt intens circulate. Proiectul de lege prin care se dorește interzicerea fumatului și în spații publice vine ca urmare a creșterii numărului mare a cazurilor de cancer. Cu toate că se cunosc riscurile pe care le are consumul de tutun, numărul fumătorilor rămâne încă ridicat. Reprezentanții medicilor și pacienților spun că este absolut necesară o lege care să interzică fumatul și în spațiile publice, și asta deoarece peste 90% din totalul cazurilor de cancere pulmonare sunt generate de consumul de tutun. Afecțiuni cronice,
ale aparatului respirator pot să fie datorată și acestui fumat pasiv, pentru că așa se cheamă un nefumător care stă lângă fumători. Și pot să apar bronșite cronice, chiar astmul bronșic să se declanșeze sau acel complex care înseamnă BPOC, adică bronhopneumopatie cronică obstructivă, chiar dacă noi nu am fumat. Potrivit unui studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății, în urmă cu 4 ani, 31,5% din populația României fumează, iar majoritatea fumătorilor aveau vârste cuprinse între 25 și 40 de ani. Bolile cardiovasculare pot să fie influențate, la fel ca și orice fumător, fumătorul pasiv poate să aibă un risc de hipertensiune, un risc de angină pectorală, deci o hipooxigenare a mușchiului cardiac, sau să se ajungă chiar la probleme grave, cum sunt accidentele acute cardiovasculare de tipul infarctului miocardic acut sau accidentului vascular cerebral. Este adevărat, trebuie să existe și alte probleme de tipul problemelor genetice sau o alimentație necorespunzătoare care să declanșeze. Unele dintre persoanele dependente de acest viciu spun că interdicția este un bun prilej să se lase de fumat. Sunteți de acord cu interzicerea fumatului în spațiile publice? Da, 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 sunt de acord. Păi nu e bun fumatul ăsta, da. Ați fumat vreodată? Am fumat și eu, 30 de ani. Nu mai fumez de 15 ani. Da, sunt de acord. Foarte bine faceți. Și în restaurante, fi foarte bine să facem în restaurante ziua asta, nu în spații publice. Dar să fie și o lege. Dacă legea aflată în dezbatere publică va fi aprobată, se va interzice fumatul în toate instituțiile, în hoteluri, baruri, mijloace de transport în comun sau taximetre, dar și în locurile de joacă pentru copii din parcuri. Senatorii au aprobat proiectul, însă deputații sunt cei care vor avea votul decisiv. Elevii din clasele gimnaziale au fost invitați de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara să cunoască oferta educațională a liceelor din județ. Arena educațională a avut loc în Deva, Hunedoara și Petroșani și reprezintă o ocazie bună pentru școlari să se îndrepte cu încredere către primul an de liceu. Sute de elevi au răspuns invitației Inspectoratului Școlar al județului Hunedoara de a participa la Arena Educației. Evenimentul are menirea de a le oferi adolescenților din clasele a 8-a informații despre ce le rezervă liceele hunedorene pentru care optează. Mai multe colegi din județul Hunedoara și-au prezentat într-un mod inedit oferta. Cei care au participat la târgul educațional au putut afla detalii despre meseriile în care se vor putea califica și despre viitorilor colegi și profesori. Standurile unității de învățământ au fost prezentate într-un mod cât mai atractiv. Este interesant, plăcut în același timp și este o șansă pentru toți absolvenții clasa 8 să fie informați de oferta liceilor. Este un liceu foarte bun în care poți învăța și anumite lucruri de bază în ziua de astăzi. Toate obiectele sunt făcute pentru a ne ușura viața. Ce le spui elevilor care trec pe la acest an? Le prezint profilele noastre. Așa. Avem 4 profile. Așa. Matematică, informatică, pedagogie, vocațional, filologie și științe sociale. În aula Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, elevii și părinții lor au fost invitați la o întâlnire cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara și cu profesorii de la colegiile din județ. Voi știți foarte bine că până la admitere aveți un examen. De susținut că, de fapt, acel examen este poarta voastră spre un liceu pe care vi-l doriți și vă dorim să aveți succes la acest examen. Bineînțeles că noi trebuie să vedem datori să duc în acest județ știind că alături de voi, cei care se învețează în sală, mai sunt încă peste 3800 de absolvenți. Pentru voi am pregătit un număr de aproape 4.000 de locuri la licee, deci cu siguranță că fiecare dintre voi are un loc bine pregătit, care depinde mult de ceea ce se va întâmpla la examen și ceea ce ați făcut voi în ultimii 4 ani, bineînțeles. Dacă simțiți că aveți nevoie
să fie și părinții lângă voi, dragi elevi, puteți să veniți și împreună cu părinții astăzi sau mâine. Știu asta, în calitate de părinte, nu întotdeauna opțiunea o face doar elevul, ci o face împreună cu părintele. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, până săptămâna viitoare, fiecare candidat la un loc în clasa a noua în liceele hunedorene va beneficia de ghidul informativ al absolventului de gimnaziu, care îi va ajuta să se hotărască asupra ofertei educaționale. În acest an sunt disponibile 3.276 de locuri la liceu și peste 600 de locuri în unitățile de învățământ profesional și tehnic, care va cuprinde 26 de calificări profesionale. Pentru câteva ore, elevele Liceului Tehnologic Grigore Moisil din Deva au încercat, prin proiectul Coafur de Ziua Europei, să realizeze coafuri deosebite, reprezentând monumente istorice din mai multe țări. Câteva dintre acestea au fost turnul Eiffel, Acropole din Grecia, turnul Big Ben din Londra și zidul Berlinului. Prin acest proiect, profesorii coordonatori au dorit să demonstreze talentul elevelor din cele două clase cu specializarea cosmetică și igiena corpului omenesc. Mai ales că realizarea unor coafuri reprezentând monumente istorice din mai multe țări nu este o muncă ușoară și presupune multă muncă și talent. Elevii au dorit să sărbătorească Ziua Europei, din păcate o sărbătorim puțin mai târziu, fiind implicați în alt proiect săptămâna trecută, și cu această ocazie s-au realizat coafuri și machiaje inspirate din țările Uniunii Europene. Pentru aceasta s-a luat în calcul monumente istorice sau clădiri reprezentative pentru țările respective, realizate cu mult talent și multă imaginație de elevii noștri. Aceste coafuri au fost întregite și de machiaje, sugerând drapelul țării respective sau un obicei specific zonelor respective. Tradițional pentru Liceul Tehnologic Grigore Moisil, așa cum știți, suntem un liceu care avem multe proiecte. Este un proiect de data asta cu ocazia Zilei Europei, în care elevii de la clasele de estetică au dorit să prezinte în fața colegilor coafuri specifice continentului nostru. Pentru acest proiect, fetele s-au pregătit aproximativ două săptămâni, însă emoțiile au fost vizibile pe chipurile lor. Păi, pentru bază, ca să am pe ce să-l fixez, am pus baie și bețe de barbecue, apoi am făcut împletituri în șase, după care le-am cusut cu ață ca să stea foarte bine strânse. Și acum le-am unit și le-am legat cu elastice și încerc să finisez coafura să arate cât mai bine. Este specific Greciei, este Acropole. Durata coafurii a fost de 2 ore, greu, nu chiar atât de reușită, dar greu de realizat. Coafura este realizată pe un suport de carton, o cutie de carton. S-a strâns părul, am ridicat frumos în sus, l-am prins cu agrafe mascate să nu se vadă foarte mult. Sus a fost prins, din nou pus o machetă, ceasul frumos. Încearcă să fie o cruce, deoarece este turnul Big Ben, încercăm să fie o replica turnului Big Ben. Colega a făcut împletiturile și finisajele. Munca lor a fost răsplătită cu aprecieri și aplauze din partea colegilor, dar și a profesorilor. În noaptea de sâmbătă, 16 mai, toate muzeele din județul Hunedoara vor fi deschise vizitatorilor. Evenimentul este unul ce se organizează anual în întreaga țară și are ca scop atragerea de turiști prin organizarea unor programe cu totul speciale. La Deva, evenimentul va fi organizat la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, în colaborare cu Asociația Terra Dacica Eterna, filiala Deva și Teatrul de Artă Deva, și se va deschide începând cu ora 17. După parada și prezentarea costumelor dacice și romane de la ora 18, timp de 2 ore, cei prezenți vor putea lua parte la un concert susținut de trupa Mike Godoroja and Blue Spirit. De la ora 20 se vor deschide atelierele de creație și activitățile interactive cu publicul, iar de la ora 22 în sala Șemineului vor avea loc reprezentații teatrale cu piesa Taina Mănăstirii. Tot Muzeul Devean organizează o serie de evenimente și la Muzeul de Etnografie și Artă Populară de la Orăștie și Brad. Sub denumirea generică Lumină, Muzică și Istorie, evenimentul Noaptea Muzeelor va fi marcat și la Castelul Corvinilor din municipiul de Pecerna. Aici va concerta trupa Arhaica, va fi organizat un spectacol de muzică și lumini, Ordinul Cavalerilor de Hunedoara, precum și lupte și dansuri medievale. 40 de concurenți din țară și din străinătate participă timp de 3 zile la concursul internațional Piano Modus Vivendi, organizat la Cercul Militar din Deva.
Concursul a debutat joi seara cu un inedit recital susținut de Maira Lilișted din Statele Unite ale Americii. Acest concurs a fost plănuit de organizatori cu mult timp în urmă, însă, din lipsa pianului, demararea ineditului festival nu a fost posibilă. În sfârșit avem un pian care ne ajută să unim sufletele copiilor și a profesorilor totodată. Spectacolul de gală va începe sâmbătă de la ora 15. În spectacolul de gală de sâmbătă de la ora 15 se va alege cel mai bun din categoria 0, clasa 8-a, și din ciclul liceal alt copil care va merita marele premiu. Deci vor fi două mari premii. Din comisia juriului fac parte și personalități de talie internațională venite la DEVA din Germania. Duminică 17 mai, începând cu ora 19, iubitorii de teatru sunt așteptați să ia parte la piesa Arta Adulterului. Comedia se va juca pe scena Teatrului de Artă din DEVA. Arta Adulterului se întoarce la DEVA. Piesa este cea mai nouă producție a Teatrului de Artă DEVA și reprezintă o adaptare după Pierre Chesneau în regia și scenografia lui Marius Oltean. În rolul principal, Mihai Panaitescu joacă alături de Andreea Pascu, Roxana Olșanski, Izabela Hașa, Mihai Feier, Cristina Lazăr, Daniel Dobruțchi, Eugen Moraru și Delie Leontin. Da, este a doua reprezentație, un spectacol de suflet, o comedie foarte spumoasă, o comedie în care jucăm toți de aici din DEVA. Suntem uniți de acest dor puternic de teatru și de teatru de calitate. Regia este semnată de Marius Olteanu. În această piesă joc rolul principal de data aceasta și așteptăm de veni și nu numai duminică, 17 mai la ora 19, la o super comedie. Piesa expune o poveste nebună în care timp de 10 ani Jean-François Moncey își minte soția că este îndrăgostit de munca lui, care se desfășoară la o pensiune de pe Riviera franceză, când de fapt el își petrece timpul alături de amanta lui Magali, care are o vilă superbă în sud. Soția lui Jean-François decide la un moment să petreacă weekendul împreună cu soțul ei și îl anunță telefonic că ajunge într-o oră la pensiune. Totul se transformă în haos. Din acel moment, vila de lux ajunge pe pensiune, iar Magali se transformă în recepționeră. În anul 2011, Spitalul Orășenesc Hațeg avea în dotare un aparat RMN. Achiziționat în parteneriat cu o firmă din Sibiu, RMN-ul reprezenta o metodă importantă de investigare medicală pentru oamenii țării Hațegului. Aceștia nemai fiind nevoiți să facă deplasări costisitoare la Petroșani, Hunedoara sau DEVA, doar că acum acesta nu mai funcționează. RMN-ul funcționa cu răcire pe heliu, având un sistem de avertizare în momentul în care acesta ajungea la cota de avarie. Doar că, din cauza că nu au fost întreprinse demersurile pentru buna funcționare a acestuia, tot heliul a fost consumat, iar aparatul s-a stricat. Potrivit unor surse din interiorul unității spitalicești, se pare că pentru a-l pune din nou în funcțiune, ar fi nevoie de 100.000 de euro plus dărâmarea și reconstruirea actualei locații în care se află. Toate acestea dintr-o neglijență crasă pentru care nici până în ziua de astăzi nimeni nu a fost tras la răspundere. Actualmente, Spitalul Hațeg are încheiat contract cu un alt RMN din județ pentru care plătește în loc să-l fi folosit pe cel pe care îl aveau. Deși am încercat în nenumărate rânduri să aflăm poziția oficială actualului manager al Spitalului Orășenesc Hațeg, acesta nu a fost de găsit nici la serviciu, nici la telefon, amânând în mod repetat discuția cu reporterii Hunedoara TV. Purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Zinuca Babău, a declarat că nu ne poate prezenta poziția oficială, dar poziția de medic este că are nevoie de RMN. Se ridică în mod normal întrebarea cine răspunde pentru daunele de 100.000 de euro în condițiile în care fostul manager a ieșit la pensie și cum se poate rezolva această situație. Să urmărim grupajul de știri pe scurt. Din cauza restanțelor foarte mari la plata facturilor de apă emise de SECE Apa Prodesa DEVA și a nerespectării graficului de eșalonare a plăților, Societatea Apa Prodesa DEVA a formulat solicitarea către instanță privind deschiderea procedurii insolvenței pentru Complexul Energetic Hunedoara.
Datoriile pe care CEH le înregistrează la această dată către APA Prodesa deva se ridică la 772.197,35 de lei. Conducerea SECE APA Prod a solicitat o întâlnire cu reprezentanții Complexului Energetic Hunedoara și a Prefecturii Hunedoara, în vederea găsirii unei soluții pentru evitarea debranșării termocentralei Mintia și a punctelor termice din Deva de la rețeaua de apă, dar și evitarea solicitării deschiderii procedurei insolvenței pentru CEH. Întâlnirea este programată pentru miercuri la Prefectura Hunedoara. În cazul în care nu se va ajunge la o rezolvare amiabilă a situației, începând de joi, 21 mai, ora 12, se va asista furnizarea apei către termocentrala Mintia și punctele termice din Deva. Consiliul Județean Hunedoara a emis autorizația de construire pentru executarea lucrărilor prevăzute în proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara. Potrivit unui comunicat al administrației județene, din acest moment constructorul poate începe lucrările la toate componentele sistemului. Autorizația emisă joi completează obiectivele autorizate să formeze Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. Valoarea de investiție a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor este de 64,4 milioane de lei fără TVA. Termenul până la care trebuie finalizată construcția este luna decembrie 2015. Jumătatea lunii mai aduce în municipiul de la Poalele Cetății festivalul anual organizat de cercetașii României. Cu mic, cu mare, devenii sunt invitați sâmbătă după ora 18 la un spectacol regizat de tineri în aer liber. Pentru acest an, la Deva, inițiatorii acestui eveniment, cercetașii României, au schimbat locația din centrul vechi al orașului la Parcul Cetate. Pentru a întregi atmosfera de poveste, tinerii au un plan să împartă parcul în 5 zone magice. Zona inspirațională, zona copilăriei, zona cercetășiei, zona cu jonglerii și zona muzicală. Fiecare district așteaptă să fie descoperit cu atelierele potrivite tuturor vârstelor, care se vor desfășura între orele 18 și 21. După lăsarea nopții, devenii sunt invitați să aprindă miile de gulguțe răspândite prin parc și pregătite din timp de cercetași special pentru acest eveniment. Cu noi informații revenim după o pauză publicitară. După generii, continuăm cu știrile din sport. Jucătorii și antrenorii echipei de fotbal FC Hunedoara fac de rușine orașul pe banii contribuabililor. Băieții care sunt ciuca bătăilor în campionatul Ligii a III și ocupă un loc în coada clasamentului au salarii frumușele. Unii au peste 300 de euro pe lună doar pentru a face figurație pe teren. La solicitarea oficială a postului local de televiziune Hunedoara TV și cotidianului Ziarul Hunedoreanului de a face publică lista nominală cu salariile pe care le încasează lunar jucătorii și membrii stafului tehnic al FC Hunedoara, președintele grupării Alin Barna a avut un răspuns evaziv, deși banii sunt asigurați din bugetul de 500.000 de lei alocat de Consiliul Local Hunedoara pentru anul 2015. M-am consultat și cu Neadan și am decis că nu ar fi bine să spunem care sunt veniturile jucătorilor. Salariile jucătorilor sunt confidențiale și nu vrem să destabilizăm vestiarul, însă pot să vă spun că jucătorii sunt plătiți în baza unor contracte pe persoană fizică autorizată, iar salariile variază între 200 și 1500 de lei, a declarat președintele FC Hunedoara Alin Barna. Jucătorii hunedoreni au mai băgat în buzunar când a fost cazul și câte 100 de lei per punct câștigat drept primă. De menționat că unii dintre jucătorii și antrenorii care sunt deloc din alte localități din județ mai beneficiază și de masă și casă asigurate de club, cât despre eventuale sancțiuni sau alte penalizări dictate jucătorilor pentru rezultatele catastrofale ale echipei, nici vorbă. FC Hunedoara, echipa antrenată de Mitică Gălan și susținută financiar de Consiliul Local Hunedoara și Consiliul Județean Hunedoara, cu 1 milion de lei ocupă un loc rușinos, 10 din 12 echipe cu doar 22 de puncte. Doar în acest an, în retur, FC Hunedoara a înregistrat în 9 etape 6 înfrângeri, un egal și doar 2 victorii, însă seria neagră a început încă din luna octombrie a lui 2014. Dintr-un număr de 16 etape, echipa a obținut puncte doar din 5 jocuri, adică
3 victorii și 2 egaluri, iar alte 11 jocuri le-a pierdut. În precedentele 3 sezoane, FC Hunedoara a fost implicată în lupta pentru promovare în Liga a doua până în ultimele etape și mereu a cochetat cu locurile fruntașe în clasament. În ultimele 3 etape ale sezonului, FC Hunedoara va mai juca la Millennium Germata chiar astăzi și la UTA Arad, în timp ce meciul de acasă cu Minerul Mehedinți, echipă retrasă din campionat, va fi câștigat la Masa Verde. Să aflăm acum datele despre vreme. În doar câteva momente începe emisiunea Nota 10 cu Elena Iancău. De la ora 19, Adrian Simion vă dă întâlnire la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Iar de la ora 20, Ionuț Drăgotesc va pune punctul pe I alături de invitatul său Daniel Răducanu, primarul comunei Baru Mare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc un weekend cât mai plăcut. La revedere! La noapte sunt șanse de ploaie în tot județul. Va fi rece, iar norii care vor acoperi din când în când luna vor face ca maxima termică să nu treacă de 9 grade Celsius în Uricani. În restul localităților, temperaturile vor oscila între 10 și 11 grade. Sâmbătă vom avea parte din nou de averse, fie ele chiar și de scurtă durată. Cel mai cald va fi în Hunedoara, Simeria, Călan și Hațeg, unde termometrele vor arăta 22 de grade. În Petroșani, Petrila, Brad și Uricani se vor înregistra 20 de grade, iar în Gioagiu și Orăștie vor fi 19 grade. Sâmbătă noaptea cerul va fi acoperit cu nori în toate localitățile din județ. 10 grade vor fi în Gioagiu și Orăștie, iar în celelalte localități din județ, valorile termice vor oscila în jurul valorii de 11 grade Celsius. Cel mai cald va fi în Hațeg, unde termometrele vor arăta 12 grade. Ziua de duminică va fi similară celei de sâmbătă. Maxima de 22 de grade se va înregistra în Hunedoara, Simeria, Călan și Hațeg. Se vor înregistra în continuare precipitații izolate, însă soarele va mai răzbi și el printre nori din când în când. În restul județului, temperaturile vor oscila între 20 și 21 de grade. În noaptea de duminică spre luni va ploua. Maxima nopții de 9 grade Celsius se va înregistra la Uricani, iar în restul localităților, termometrele vor indica 8 grade Celsius. În Deva, duminică, mercurul din termometre va urca până la 22 de grade Celsius, iar în noaptea de duminică spre luni, în reședința județului Hunedoara, se vor înregistra 8 grade Celsius.